Acest proiect POCU 37 România Startup Plus a adus o forță în antreprenoriatul din regiunea de sud-est. Sunt foarte multe proiecte scrise pe regiunea de sud-est. Noi astăzi am finalizat prima etapă cu succes de înființare a noilor societăți. Am avut 75 de societăți de înființat pe regiunea de sud-est, iar în Constanța sunt aproape 45. Astăzi au fost prezenți și din Tulcea și din Constanța majoritatea noilor antreprenori. Ce v-a atras atenția? În ce fel de domenii s-au orientat ei? Către ce merg mai mult? Creative? Mai mult de lucru? Ce ar fi așa? Au fost proiecte foarte bune în urma evaluării, atât pe servicii, câteva pe comerț, dar am observat că am avut cel puțin 10 proiecte din cele 75 pe producție. Ceea ce e foarte interesant, pentru că pentru a face producție, suma de 36.000 de euro pe care o avem noi pe subvenție nu e chiar suficient pentru a începe o astfel de afacere. Dar sunt, chiar una dintre ele mi s-a părut extraordinar de interesantă, producție de OSB și de poliester, cu contribuție proprie, bineînțeles, încă 30.000 de euro. Eu simt și îi văd pe toți că au încredere în ei și vor merge pe un drum bun și vor beneficia de consultanță și mentorat din partea noastră pe toată durata sustenabilității acestor proiecte. Și le urez succes, să aibă încredere în ei și să ducă afacerea mai departe cu drag, nu numai 3 ani cât este sustenabilitatea, și să o ducă pe timp nelimitat. Antreprenorii în ziua de astăzi, în mediul economic din România, au nevoie de multe sfaturi la început de drum, iar la acest deziderat contribuim și noi, Universitatea Ovidius din Constanța, cea mai mare universitate de la Marea Neagră, prin proiecte de genul celui pentru care ne-am întâlnit astăzi, proiect pe axa 3.8, care sprijină exact mediul antreprenorial și angajații care ocupă poziții de management. Tocmai la această întrebare răspundem printr-un proiect întreg. Nu putem să răspundem punctual, fiecare aplicant într-un astfel de proiect este un propriu mini-studiu de caz. Noi ne luptăm, de asta am și scris acest proiect, tocmai să venim în sprijinul tuturor, într-o paletă foarte largă de domenii. Am fost foarte încântat să vedem până unde s-au dus cu ideile antreprenoriale și nu numai, oameni dornici, oameni foarte aplicați, care într-adevăr, pentru început, mai au nevoie, să spunem, de un rucsac în spate și aici contribuim și noi. Paleta este foarte largă, paleta de activități propusă din proiect, pe de o parte cursuri de formare profesională acreditate ANC, manager proiect, competențe antreprenoriale, manager resurse umane, management strategic, îmbunătățire de procese și așa mai departe, plus avem două alte chestiuni extrem de importante, pe de o parte, clar, planificarea strategică cu care noi venim ca instrument distinct pentru fiecare aplicant doritor, practic contribuim prin consultanță să așternem pe hârtie și mai mult decât atât să previzionăm aspecte pozitive, aspecte negative pentru această planificare. Practic, planul de afaceri să și-l ducă la bun sfârșit cu tot ce înseamnă urcușuri și coborâșuri. Care sunt aturile unui antreprenor? Cu ce ar trebui el să pornească atunci într-un astfel de drum? Da, aturile fiecare trebuie să și le însușească plecând și aplicându-le în domeniul de activitate. Chestia aceasta noi o numim avantaj competitiv cu care trebuie să intre și pentru fiecare domeniu există, să spunem așa, câteva repere în această zonă de avantaj competitiv. Nu este suficient numai dorință, trebuie și putință, putință în corelație cu ceea ce este fiecare persoană, mai deschis sau mai puțin deschis pentru, să spunem așa, aplicarea unor măsuri care pot genera riscuri. E vorba de apetitul pe care îl are fiecare, dar dublat de aceste cunoștințe fundamentale, plecând de multe ori de la studiile de bun caz, caz care ar însemna de foarte multe ori exemple de bună practică.